ca să înțelegem un bully, trebuie în primul rând să înțelegem comportamentul de bullying. Comportamentul de bullying este un comportament care are trei caracteristici distincte. Nu este ca orice conflict. Aceste trei caracteristici sunt: există intenția de a face rău, comportamentul agresiv se repete în timp și este o diferență de forțe între agresor și victimă. Această diferență poate să fie reală, când agresorul este mai mare și victima este mai mică, de exemplu, sau poate să fie percepută. De multe ori vedem copii care sunt mici și care intimidează pe cei mari. Așadar, un bully va testa mereu apele atunci când vine vorba de bullying. Va căuta prima dată să intimideze cu mici glume sau cu mici împunsături, poate îl împinge victima și așa mai departe. Chestii mărunte care, lăsate nerezolvate, ele degenerează în chestii mai grave. De exemplu, bullying-ul verbal lăsat nerezolvat degenerează în bullying fizic. Bullying-ul fizic lăsat nerezolvat poate degenera în chestii și mai nasoale, cum ar fi agresiuni fizice, vătămare corporală sau poate chiar hărțuire sexuală. Tocmai de asta este nevoie să existe awareness asupra bullying-ului, să se știe care este comportamentul de bullying și să fie combătut de când este în fașă.